Astăzi o să se întâmple ceva misterios, deoarece, ei bine, după cum vedeți, am această scrisoare pe care am primit-o, nu știu, de la un pont anonim sau ceva, în care spune că dacă aveți nevoie de bani, să vă duceți la niște coordonate. Și ideea este că eu chiar am nevoie de bani, deoarece mi-am luat foarte multe chestii legate de școală, gen mi-am luat carioci, mi-am luat hârtie creponată, mi-am luat foarte, foarte multe chestii care au necesitat foarte, foarte mulți bani, așa că chestia este că o să mergem să, ai spune, să curățăm o casă sau ceva. Ei bine, o să iau pe Oana, exact, mamă, ia uite că e acolo, se distrează, cred că și-a făcut temele. Oana, ți-ai făcut temele, spune! Nu, ți le-ai făcut temele. Oana, stai, păi tu chiar nu ți-ai făcut temele pentru mâine? Nu, normal că nu. Doamne, Oana, nu, ideea este că vreau să vii cu mine într-un loc. Să ce? Vrei bani? Bani mulți, gen, mulți, da, mulți. Da, normal, cine n-ar vrea bani? Ok, atunci ideea este că trebuie să mergem într-un loc anume și să curățăm o casă, gen, pentru bani. Adică eu cred că merită, să nu? Să curăț eu o casă pentru... Oana, vorbim de... Bă, stai. Dacă eu cu ceabă ca ta... Cocioabă ca mea? Bă, cum adică cocioabă ca mea? Casa mea e frumoasă, e o vilă foarte șmecheră. Cum adică cocioabă? Da, de acum 1000 de ani. A, bă, că e rustică, e pe temă rustică. Ia nu te mai luam tu de casa mea. Deci ideea este că aici scrie 40-uri la sfârșit, gen. Mă, și nu e virgulă, nu e virgulă, e direct 40-uri. Mamă. Oana, deci fii atentă. Eu zic să profităm, ok? Mergem la coordonatele astea, vedem care e treaba. Curățăm o casă, aia și primim bani, nu? Normal, adică ce așa de greu? Normal, clar. Păi, adică, mă, Oana, nu mi se pare greu deloc în primul rând. Adică, ce poate să fie greu în a curăța o casă? Ai vină după mine. Da, nu știu. N-o să mergem cu mașina pentru că, na, nu cred că vrem să consumăm benzină. Plus că nu cred că ai bani de benzină, nu? Nu, nu mai am niciun ban. Da, asta credeam și eu. Vină după mine. Deci, coordonatele, ok, pe direcția asta, cred că, ia-te după mine. Oana, fii atentă, cred că asta e casa. Asta e? Mamă, cum arată, dar ai zis-o cocioabă, e dita mai penthouse-ul, ia uite-l. Mamă, cât bine arată. Oh my god, dar fii atentă, Oana, nu s-a părut ciudat că, gen, noi am venit din orașul ăla de acolo și nu era nimeni în el? Gen, absolut nimeni? Ba, da, e puțin cam ciudat, dar, bă, poate sunt oameni bogați și oamenii bogați sunt în vacanțe acum. Exact, adică... uite, mamă, aici sunt palmieri, ia uite, palmieri, mamă. Mamă, nu sunt în viața mea. Arată bine rău de tot. Păi, și gândește că nici nu e așa de departe de noi, adică, băi, oricum am aruncat cartea asta, nu mai ai nevoie de ea. Gata. Da, ok, fii atentă, Oana. Eu zic că e timpul să intrăm în casă, nu? Mamă, deci trebuie să o curățăm, cică. Mamă, ți-ai adus susențiile de curățat sau nu? Mizerie. Nu, dar trebuie să aibă și nu, adică... E numai mizerie pe aici, mamă, covorul ăsta e full stricat. E foarte multă pânză de păia în gen. Câtă casă! Are plasmă cu boxe, Oana. Oh my god. Nu pot să cred. Uite boxele astea, ce jumechere sunt! Are și PS5, mamă, cred că ce bine am jucat pe el. Mamă, dar trebuie să curățăm înainte. Fii atentă, Oana, ce spui să terminăm cât mai repede de curățat casa aceasta și după să ne băgăm să ne jucăm, ce spui? Da. Mă, de bea aștept! Ok, și eu la fel. Dar nu știu de unde să începem, să vedem, să mai explorăm pe aici. Deci văd că asta e, cred că e bucătăria. Ok, baia, bă, vezi că baia arată bine. Etaj! Ok, de fapt știu că avea și etaj. Vină încă, Oana, vină în spate pe aici prin etaj. Ia să urcăm. Ce crezi că o fi la etaj, oare? Ce-ar putea să fie la etaj? Cred că o să fie o casă a... Mamă, stai la soare! Bă, cât de tare! Da, din păcate văd că da, e gen un fel de asta, Oana, cum se spune, când ești pe terasă, gen terasă. Da, și exact cum am spus, sunt camere aici, camere de dormit. Opa. Mamă, ce tare, bă, dai cam întuneric, cred că s-au stricat becurile, mamă, trebuie să le punem. Bă, dar câte camere de dormit sunt ai... Păi, mamă, Oana, fii atentă, cred că asta e casă de vacanță, gen cu petreceri și cu jocuri, cu muzică la maxim. Ok, eu mă bag să curățăm, sincer, adică, fii atentă, eu să începem de jos, pentru că jos am văzut că e cel mai mizerabil în casă. Hai, Oana, hai, gata, prima dată ne facem treaba și după jucăm, ok? Da, că... normal. Mamă, dar de-abia și deci fii atentă, mamă, boxele astea cu, mamă, cu plasma asta, ce bine arată. Mamă, bea joc. Ok, deci, da, trebuie să începem prima dată de aici. E, ce scârbost. Hai, începem, dăm drumul la muncă. Ah, bun, deci am spălat și aragazul, Oana... S-a am făcut terminat? Și mijlocul nopții. Ta, nu știu dacă mai venit să ne jucăm, dar fii atentă, să dăm măcar un meci de FIFA. Ce spui, jucăm FIFA? Ok, normal. E, mă, să vezi ce să te bat. Hai că mă bat dacă e. Eu te okay. bat. Vino cu ochilom un loc aici. Și unde sunt manetele, gen? Cu ce ne jucăm?
Manete, 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 chesturi pe aici. Au chesturi aici, ia să vedem. Da, ok, chesturi care nu se pot deschide. Ok, Oana, ok. Nu vine mine, nu vine mea. Păi, ba, dai vina ta. Uite, chesturi aici, oare manete aici? E gol. Sunt manete acolo, sunt goale. Oana, deci înseamnă, cred că sincer. Ce ai găsit ceva acolo? Era ceva? Un lapis? What? Carte, adică nimic interesant. Astea cred că sunt resturile de la petreceri sau ceva. Dar nu cred că nimic floare, pe acolo, nu? Nu e nimic interesant. Omule, bun, Oana, dar voiam să ne jucăm. Cred că zice să mergem direct acasă, gen, hai de capul meu. Nu putem să dormim și noi aici? Păi nu cred că avem voie, adică bănuiesc că poate să fie o petrecere acum, nu? Și gen, o să vină fix acum oamenii. Păi, Oana, noi n-avem voie să stăm la petrecere, cum adică și... Dar mi-e frică să plec acum acasă. Păi, Oana, plecăm împreună. Ce poate să fie frică de ce? De întuneric? E, mă, Oana, e întuneric, adică ce se poate întâmpla? Se frică, serios. Se pot întâmpla multe, lasă-mă în pace. A, bă, vină cu a. Cum adică, bă, nu știu eu nimic. Eu petrec ceva mai mult timp pe întuneric și nu se întâmplă absolut nimic. Gen, întunericul este foarte pașnic. Wow, ce frumos. Nu te las, mă, palmierii, ce tare. A, bă, du-te. Oana. Oana. Ce se întâmplă? Oana. Mă, ce e aia? Oana, ăla e Slenderman. Cum adică? Gigi, Slenderman. Acasă sau înapoi? Hai acasă, repede. Acasă? Bai că mai putem acasă. Cum adică? Bă, dar ăla chiar e Slenderman, ia stai. Gigi, nu te duce. Gigi. Bă! Era gigant, l-ai văzut? Oh my god, dar de ce era așa gigantic? Jakey se uită la noi. Bă, oh my god, mă atacă, ajutor, 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 ajutor. M-a orbit, nu știu unde fug, nu știu unde fug. E în spatele meu. O să intru în casa asta. Vine după tine. Oana, intră în casă. Unde ești? Intră în orice casă. Oh my god, ia uite-l, mamă, ce gigantic e. Vai de mine, nu. Oana, intră în casă. Vezi că e, te prinde. Nu. Mamă, e fix la intrare. Bă. Oh my god. Oana, nu sta aproape de pereți. E fix afară. Îi trec tentaculele prin casă. Unde m-ai adus? Eu? Unde m-ai adus tu? Eu? Tu ai venit cu scrisoarea aia stupidă. Băi, Oana, mă, ce se întâmplă? Ce? Mă, cumva a plecat de aici? Oana, e timpul nostru, cred că. Hai să intrăm în casă înapoi. Oh my god, e la intrare. Bă, ce era acolo? Ce okay. Se întâmplă? Ok. Trebuie să ne calmăm. Mă, e fix aici, stai. Gigi, o să murim. Oana, se uită la mine. Trebuie să spargem spate, că... Unde s-a întors? Hai să fugim. Fugi. Repede. Oh my god, Slenderman. Ne-a pierdut. Uite-l în spate. Ne-a pierdut. El crede că suntem în casa aia. Gigi? Perfect. Oana? Mai e unul. Sunt doi. What? Nu. Ce caută și ăla acolo? Mamă, Oana, e numai vina ta, efectiv, numai vina ta. E vina ta. De ce am vrut să vin eu cu Oana aici? Aia. Că Oana nu mă ajută cu nimic, adică probabil dacă veneam cu Lucia, speria pe Slenderman. Nu trebuia să vin singur, că nu puteam să împart banii și nu puteam să fac curat singur, gen. Păi, Oana, deci trebuie să aflăm de ce sunt Slendermanii ăștia aici, nu crezi și tu? Nu vreau să aflu nimic, vreau să plec de aici. Vrei să pleci? Ok, bună idee. Nu mai sunt oameni aici, am mâncat Slendermanii. Probabil, mamă, da, chiar bună idee. Ok, fii atentă, Oana, o să mergem pe direcția asta și, mamă, da, stai, ce-i ăsta? Ce? Nu știu, dar deci e un buton random, gen. Nu știu. Oare Slenderman vine? Ia stai, Oana, ia stai puțin. Oana, deci am luat o chestie și pentru tine, ia fii atentă. Să-i spionăm. Fii atentă. Unde ori fi? Îi vezi? Nu văd pe nimeni, bă. Nu se vede, e bine. Atunci ai să dăm de butonaș. Nu vezi? Mamă, ce am crezut că e copac acolo. Ok, o să apăsăm și... Mă, ce se întâmplă? Mă, ce? Oana? Ce e ăsta? Oana, ce e ăsta? Ce e acolo jos? E o intrare secretă. Ok, o să-l închidem. L-am închis. Oana, fii atentă. Cred că aici sunt oamenii care se ascundeau de Slenderman și de toți ăia. Nu pot să cred că sunt oamenii aici. Oh my god, nici eu nu pot să cred. Hai să inspectăm acest bunker abandonat, Ofi. Dar nu cred că e abandonat. Uite, e lumină. Mama, ai grijă la lavă. What? Oana, stau în aer. Mă, ce tare. Este? E tare rău de tot. Ok. Mamă, deci avem de inspectat tot bunkerul. Ia fii atent, hai pe partea asta să vedem ce e aici. Ok, aici pare că gen... ia ceva în chesturi, niște bricuri. Acolo un ceva tort. În ăsta. O carte, un tort, bun. Aici, un enchant. Băi!
Ok, bă, pe aici nu pare să fie nimic, Oana, nu știu de tine, adică eu m-am uitat peste tot, nu pare să fie nimic important. Dar, pe aici, fii atentă că e cu nivel mai jos. Oh my god, fii atentă, ia, ce-o fi pe aici? Ok, aici chesturi. Sunt, mamă, sunt mai multe chesturi. Ce-i ăla? Oana? Are un cuțit? E un cuțit ăsta? Jake, nu! Cuțitul lui Jeff. Ce face asta? Cine-i Jeff? Mă, ce? Cred că așa-l chema pe băiatul de aici, ce tare. Ia, aici ce sunt în chesturile astea? Săgetuțe. Uite ce am, mamă, Netherite. Ce-i chinuie în chestiile oamenilor? Bă, lasă-mă, că ne apărăm de Slenderman, cum adică să nu umblăm? Ok, niște buți. Nu poate intra aici, așa cum ne apărăm de nimeni. Da, cum ar fi, Oana, se trebuie fix în spate, mamă, am găsit totem. Taci. Ok, o să țin totemul orice ar fi. Avem flint and steel, foarte mult gold. Da, Oana, eu o să-mi pun totemul în mânuță și o stau cu totemul în mânuță. Ia, fiantă, că-ți dau un cuțit de aluge peste cap. Cât ți-am dat? Ți-am dat mult? Da, mai am doar 4 inimi. Mamă, așa mult ți-am dat? No way. Mă, Oana, de ce ai pus un chest într-un chest? Serios? Doamne. Să ieșim de aici, că am luat cuțitul ăsta lui Jeff. Cred că e bunicel, adică puteți să ne apărăm de ceva, nu? Sau? Da, eu sper să nu ne apărăm de nimic. Ne apărăm de Slenderman, cum adică eu simt totemul ăsta orice ar fi. Fii atentă, Oana, mai bine ia tu shield-ul, că dacă am totemul, okay, tu să ai shield-ul. Și să mai inspectăm pe aici acest bunker. Am găsit o carticică. O carticică, bă, dar sigur te-ai uitat prin tot. O altă carte și aici? Ce în cartea asta? Ajutor. Scrie, o să ne omoare. Ce, bă? Ia, arată, uite, ia uși tu pe asta. What? Ia, nu. Bă, Oana, dar aruncă cu mai putere. Doamne, ok, ia să vedem. Ajutor. O să ne omoare. Mă, ce se întâmplă? Ce e în casă? Ce e în bunkerul ăsta? Oana, n-am nicio mai mică idee. Dar, ia să mergem în continuare. Eu cred că e vorba de Slenderman, mă, ce te sperii atâta? Mă, ce? Ce sunt, mă, cranile astea aici? Cred că nu mai. Ok, nu cred că o să intru în camera aia. Cred că o să intrăm în camera asta. Mamă. Ok, nu cred că mai intru nici în asta, înapoi în asta, că și acolo sunt sânge și cu cranii, deci, ok, ia să vedem aici. Ia uite ce drăguț, Oana, fii atentă. Ia uite, unde să punem noi? Ia fii atentă că spargem ăsta aici. Ia uite, ce drăguț. Am și unul. Uite ce drăguț e, acum sunt doi, sunt prieteni. În chestul ăsta ce e? Oana? Da. Am găsit un craniu, un cap de om. Iu. Oh my god, ok, ok, hai să fugim jos aici. Mă, ce? E fermă aici. Da, gen fermă de capete, gen ce de oameni. Ce sunt astea? N-am nici mai mică idee. Eu să nu te apropii de ele, că poate sunt periculoase sau ceva. Mamă, de ce aici sunt foarte multe semințe din câte văd? Oana, cred că am înțeles. Aceasta era un bunker pentru oamenii supraviețuitori care au supraviețuit față de Slenderman, gen, cred. Și... Păi, da, dar unde sunt? Nu știu de ce s-au tăiat cranii, de ce, sunt puse fix așa pe aici, adică cam pare ciudat, sincer, Oana. Da, e ciudat rău. Cred că ăștia erau fermieri care au fost omorâți de cuțitul lui Jeff și o să mor. Nu mai vreau. Mă, glumeam, că stai cuțitul meu de acum, o să mă duc acasă cu el. Și ce, bă, dacă, ia uite, mă, glumele mele, hai, pleacă de aici. Dai tu mie o bucată, că poate îți dau eu o bucată. Ia vină încoa. Fii atentă, n-ai tupeu să mergem la craniile astea de aici. N-ai tupeu. Nu. Nu te ține, nu te ține. Ce să-mi facă ceva? Exact, adică sunt cranii, gen Oana. Mamă, dar cam sunt ceva cranii. Sunt prea multe. Cam prea multe, exact. Mamă, ce mai e? Cred că aici sunt alte chesturi. Paturile, ce tare. Ia uite. Mă, da, astea... Ce? Mă, ce-i ăla? Cine-i ăla? Oana? Cine-i băiatul ăsta, băiatul? Hai să ajutăm, dă-te, hai să spargem, hai să spargem. Păi, sparge. Ia, băiatul, ce faci, băiatul? Ești bine? Băiatul, ce faci aici? Salut, de ce nu te... Băiatul... Jakey? Oana? Oana? Ăsta nu e orice băiat. Ăsta e un băiat malefic. Dar are un cuțit în mână. Poate el a omorât pe Slenderman, băiatul. Ce faci? Pe Slenderman? Păi, ce? Se tot uită acolo, dar de ce? Băi, de ce l-ai lovit? N-am vrut să dau în el. Dar fă că e prietenos, măi. Cred că e prieten. Mamă, Oana, ce m-ai speriat. Doamne, Oana!
Da, îmi pare rău, băiatul, dar fata asta e nebună, gen, total nebună. Adică doar uite-te la ochii ei și îți dai seama cât de nebună e. Bă, bă, ce se întâmplă? Oana? Oana s-a atacat de el. Oana. Nu, nu, nu. Jake, ce ai zis? Nu i-am zis nimic, ce am zis? Cred că l-am supărat, cred că l-am supărat. Oh my god, ce face, bă? Bă, 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 bă. Ce face, mă? Dar e blocat de ce tontoloi. Se uită la tine. Tontoloiu, tontoloiu. Bă, de ce l-ai... Oana, de ce... Jake, de ce îl strige așa? Pentru că e un tontoloi. Ia uite, ce faci, bă? Ia uite, săracu-i blocat aici. Deci el nu-și dă seama că gen e deschis acolo. Stai, trebuie să mănânc. Oana, fii atentă. Hai la tort, hai să mâncăm. Niam, 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 ce bun e. Oana, serios? Ups. Mi-ai mâncat jumătate din tort, gen. Serios? Serios? Doamne, ok, fii atentă. Trebuie să blocăm pe acest om ciudat aici. Nu știu, mai blocuri, ia uite, prin cesturi pe aici. Uite, mai avem blocul ăsta. Nu știu ăsta ce face, dar am pus lumină sau ceva. Ia, pe aici blocuri. Îmi trebuie blocuri, Oana. Blocuri, blocuri, blocuri. E gol. Doamne, am mai luat eu un bloc d-ăsta. Și cred că, sincer, ajunge. Adică, uite, că îl punem pe ăsta așa, se lege de garci ăsta. Ok, cred că ajunge, sincer, Oana. Cred că e ok. Ok. Deci băiatul ăla, clar, nu mai poate să mai iasă de acolo. Hai să continuăm, hai să continuăm. Este că mi-e foarte, foarte foame, gen. Dar unde n-am explorat? Uite, pe partea asta. Deci acolo e intrarea și pe partea asta n-am explorat. Ce poate să fie trebuie pe să aici? Trebuie să fie un loc plin de mâncare. Mamă, păi era jos acolo, gen, dar nu cred că ne ajunge ăla. Adică eu vreau cartof focus, nu nefocus. Dacă mă nervezi, Jakey, îți dau foc. De ce e o brichetă, serios? Băi, am găsit fără brichete. Doamne, tot ia face, da, doamne, la mine. Bă, dai asta-i, mă, puțin, că eu mă duc să-l bat pe băiatul ăla, mă. Ia, mă, că mă duc să-l bat. Da. Păi, nu vezi ce cuții șmecheram? Hai să râzi de tine, da. Dar înainte de asta, stai așa, că vreau să mergem, la... A, nu aici, stai, pe partea aia. Să mergem la fermă, că vreau să mânc, gen, că mi-e foame rău de tot, ce zic. Hai, vino încoa, vino încoa, vino încoa și să ne luăm de mâncare. Ok, Oana, fii atentă. Ia acești cartofiori și mănâncă. Niam, niam, niam. Vezi că sunt buni, că sunt prăjiți ăștia, sunt foarte buni. Acum, eu sunt gata să-l bat pe acel băiat misterios. Da, sunt sigură. Am, Oana, n-ai încredere în mine. Ce mă crezi, tontoloi? Nu să te cred eu așa. Da, ok. Fii atentă ca să vezi cât de inteligent sunt. O să sparg acest gard șmecher. Și o să mă folosesc de el, Oana, iadă-te. Stai că îl spar și pe ăsta. Păi o să-l blochez și o să-l bagem, pentru că el e tontoloi. Ai văzut că e tontoloi și se blochează în toate astea. Ia, vino încoa. Băiatul? Unde-i băiatul? Băiatul? Oh my god! Doamne! Ok, stai. Vino, bă, încoa. Ia, vino, încoa. Băi, uite, s-a zis că e tontoloi. Băi, ok. Vezi că o să-l bagem? Da, că... de ce ești atât tontoloi? Ok, stai că trebuie să intru la el, că văd că nu mă lasă să... Păi, crezi că o să-mi facă ceva? Eu nu cred că îmi face nimica. Băi, urâtare ce ești. Băi, vină, mă, încoa. Oh my god, cuțitul. Stai. Nu, no, no, no. Ia uite că i-am prins mișcările. Ia, pleacă. Oh my god. Oh my god, a dat în mine. Oh my god. Nu, nu, nu. Băi, dar de ce nu moare? Moare, bă, nesuferitule. Oana. Ai nevoie de ajutor? Oana, cred că da. Cred că da. E bine că am tot temul totuși. Așa, bravo, dai foc, dai foc. Bă, vezi că vine după tine. Ai grijă, stai că... Oh my god. Oana, mi-ai dat foc. Mi-ai dat foc. Mi-ai dat foc. Oh my god, oh my god. Dai, așa, bravo. Mamă, dar ce foc e ăsta? Nu, rămâi în foc. Mai am o inimă. Efectiv o inimă mai am. Dar e bine că am tot temul ăsta. Pleacă, bă, dar de ce nu moare? A murit. What? Oana. Nu, ce a fost ăsta? Dar n-a dat nimic, ai văzut că nu ne-a dropat nimic interesant, gen. Ok, hai să ieșim de aici. Blocăm intrarea. Și hai să continuăm experiența noastră minunată, nu? E, hai că da, dacă e. Cum mă, Oana? Ia, vino încoa, fii atentă. Deci trecem pe partea asta. Pe aici n-am fost, că pe aici n-am fost, acolo de fapt am fost. În capăt pare o bibolo. Cum se zice, mă, bibliotecă? Bibliotecă. A, bibliotecă, ok. Mai lent ca să înțelegi. Și aici e ceva jos. Hopa! Dar nu mai vreau. Mă, ce e un portal de end funcțional? Bă, oamenii de aici au bătut Minecraft-ul. What? Au bătut Minecraft-ul, Oana, băieții ăștia de aici. Cum adică? Da, dacă zic, oh my god, am găsit netherite, foarte multe chestii, o poțiune, ce-ai făcut, bă? Ia vină, mă, încoa, ia vină, mă, încoa, boink, opa, oh, mersi de XP, mersi, mersi, ia să vedem, deci, da, pare că am experimentat totul pe aici, dar chestia e, Oana, că tu realizezi că, gen, noi trebuie să ieșim de aici și nu avem cum să ieșim, nu? Gen... Trebuie să ieșim? Păi, logic, doar nu să stăm aici. Nu, nu, cum să rămânem aici? Oana, tu nu gândești limpede, nu? Să ies afară, să ce, să mănânce Slenderman-ul? Nu, mersi. Ok, bine dacă tu zici, bă, aici zici că am fost, cred că, da, 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 am fost pe acolo. Oana, eu cred că ne-am uitat pe sot, aici nu e absolut nimic. Mă, ce? Da. Red, roșu, nu știu, dar trebuie să mănânc. Dar nu suntem în camera roșie, ce e asta? Da, exact, nu e camera roșie, să ieșim de aici.
What? Uite, fix când intrăm aici, mai e ceva în camera asta, cred că... De la covorul ăsta roșu? E posibil, da, hai să punem aici fensul ăsta să mai intră niciodată. Fii atentă, Oana, ce spui? Să plecăm acasă. Ești gata? În sfârșit, da, nu mai... Deci nu mai pot aici, realizez că poate au fugit Slendermania. Mă, iar a apărut, dar cred că e din camera aia de acolo, mă, gen. Da. Ia, fii atentă că deschidem. Bam! Hai să plecăm de aici. A, stai că am dat close, să dăm open. A, bă, să plecăm. Bă! Ce-i aia? Oana? Ăla nu e Slenderman, ăla e altceva. Cred că ăsta este Red de care se vorbea. Red, oh my God. Adică Red? Dar e un monstru. Bă, ce e ăsta? Oana, fii atentă. Ai scut în mână, trebuie să fugim. Dar puneți celălalt, puneți totemul să număr. Eu să fug și vii tu după mine, intrăm în casă, okay, repede, ok? Okay, okay. Hai, dai. Oh my God, oh my God, oh my God, vine. Bă, ce-ai pe ăla? N-are ochi, săracu. Cine, mă? Oana, am încurcat-o, n-am luat-o bine. Nu. Am greșit drumul. Bine. Și eu, da. Mamă, uite-l ce ochi are! Ce-i pe ăsta? Eu să te mănânce. O să mă mănânce, Oana, serios. Serios, Oana. Ok, am intrat în casă. Gata, bă, că în casă nu poate să intre, că-i tontoloi. Ia uite, tontoloi. Ia că-i mănânc în fața lui. Miam, 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 ce bun e. Ia, vine, bă, încă, hai să ne batem. Hai să ne batem. Oana. Vai de mine. Nici măcar nu dau damage. Ia vină, mă, încoa. Ia vină, mă, încoa. Uite câtă viață are. Ok, nu mă apropii de el. Mi-a scos tot temul, gen, m-a omorât, dar am supraviețuit. Oana, ai grijă. Ok, am o idee. Nu, fii atentă, Oana. Aici, vino, nu mai Daniel, Oana, că o să te omoare, vino încoa. Ce spui, okay. Să mergem sus la etaj, să spargem geamul de sus, de acolo, gen, să fugim după. Okay. E o idee bună? Bine. Ok, hai, vino după mine, hai, vino după mine, repede. Mă, ce se întâmplă, Oana? Zalgo! Bă, ce se... Nu înțeleg. Oana. Ce-i afară? Ce-i afară? Stai așa puțin că trebuie să-mi pun ăstea aici. Ok, mi-am făcut curat prin inventar, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Ce sunt mă ăștia? Ok, hai de sus, hai de sus. Vai, nu mă pot uita. Și-a chemat Slenderman toți prietenii, cred că. Oh my God, mamă, uite ce-i aici! Oana, e... Ce sunt ăștia? Siren Head, Zalgo, mă, la cumva e Cartoon Dog. What? Nu cred. Cartoon Dog? Da, dar ce sunt chestiile alea? Ok, fii atentă. O să ieșim pe partea asta. Ești gata? Fii atentă. Spargem pe aici. Pe aici. Okay. Ești gata? Vino. Haide. Oh my God, mamă, ce să ia acolo. Ok, fugi. Oana, trebuie să fugim din această locație bântuită. Aparent, cred că, sincer, noi am fost aduși aici să fim omorâți, nu să fim plătiți sau ceva. Deci, pe lângă faptul că am curățat casa asta... Mamă, ce aș arde casa asta. Ok, Oana, ideea este că hai pe direcția asta este casa noastră. Și da, cred că o să trebuiască să mergem ca lumea. Avem și mâncare, avem totul. Mășterea nu sunt prin spatele nostru, cred că, gen, nu cred că ne rămâne nimeni. Da, eu chiar voiam să mă mai întorc, Oana. Logic că nu ne mai întoarcem niciodată. Cum adică? Doamne. Auzi la ea. Doamne, tu ai cumva să-mi dai foc, mă? Ce nesuferită ești. Dispar din fața mea, că altfel te prind, ia că eu sunt Jeff the Killer acum. O să te prind.